De anime, azi vorbim despre ce urmează în toamna anime anului acesta 2020. Hai să vedem live pe twitch.tv chiar acum ce urmează toamna asta. Bun venit, dragilor, cum ziceam, la o nouă oră de anime. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime și azi o să avem o chestie așa un pic mai interesantă. De ce? Pentru că o să vorbim despre ce urmează, well, toamna asta, care deja e aici, cel puțin aici în Cluj, deși ziua câteodată sunt 29 de grade, se simte frigul, se simte răcoarea dimineață, după masă și seara. Ei bine, pentru cei care nu știu cum funcționează, în fiecare sezon ne uităm în penultimul episod de ora de anime la ce urmează în sezonul următor. După care în ultimul episod facem review la tot ceea ce a fost, aia urmează să facem săptămâna viitoare. Și sezonul viitor, când începem după două săptămâni de pauză, o să începem cu primele impresii la sezonul acesta nou de anime. Așa am făcut până acum, așa o să facem și de acum încolo. Deci, hai cu lista deschisă de My Anime List, de Anilist, de ce folosești tu sau carnețelul tău. Hai să ne uităm la animeurile din sezonul ăsta, ce o să fie, la ce o să ne uităm și, bineînțeles, așa o să știți și la ce o să ne dăm cu prima impresie data viitoare la ora de anime. O să fie un sezon, zic eu, că unul interesant din punctul meu de vedere, pentru că s-o draie de animeuri care sunt foarte, foarte așteptate. Unele sunt cheie, altele încep, altele au foarte mult hype din cauza la manga și altele la manhwa. Hai să vedem care sunt animeurile alea. Bineînțeles, voi puteți să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii live dacă vă uitați. Dacă vă uitați pe YouTube, nu uitați neapărat să dați subscribe, pentru că așa trebuie și că așa zic eu. Și mai ales dacă îți place toată atmosfera asta și ai, îți place să ai cu ce vorbi despre anime. Bun, să-mi lași să-mi zici tu la final la ce o să te uiți sezonul viitor și hai să începem. Bun venit, Justin, mă bucur să te avem acolo în live chat și hai să începem cu primele 3 de aici de pe top. Danmachi, Easy Dragon to Pick Up Girls in a Dungeon, care primește un sezon 3 care pare foarte, foarte bun din cauza la ultimul trailer. Haikyuu to the Top, al doilea sezon, a doua parte a sezonului to the top și... E bine, primul anime nou care aparent nu se știe încă câte episoade are. Mahoka Koko no Retosei, Raihosha Hen, care e bazat pe un light novel. E action, sci-fi, supernatural, magic, romance and school. Și așa, sincer, nu știu ce părere am despre el, pentru că e un nou sezon din The Irregular Magic School Visitor Arc. E un anime pe care eu, din păcate, nu l-am văzut. E un sezon nou și aici, dar dacă vă place seria, probabil o să vă uitați și la sezonul ăsta. Bun, după care avem Jujutsu Kaisen, care deja are primul episod out, pentru că, of course, că-l are. A fost un stream unde a fost tot castul și, bineînțeles că ceva au înregistrat primul episod și l-au pus pe anumite site-uri, dar majoritatea din voi cred că l-ați văzut deja și deja știți părerea mea despre el. Primele 2-3 minute de tot rahatul, restul a fost bun și decent și rămâne de văzut ce urmează. Again, n-am tare multă încredere, deci dacă o să fie bun, sper să fie bun, dacă o să fie bun o să fie o surpriză foarte, foarte plăcută, având în vedere regizorul că e același ca la, God of High School, pardon, deci acolo deja cam știți părerea mea, dar o să ne uităm la el. După care avem
Higurashi no Nakun Kono ni sau Higurashi When They Cry, un nou proiect anime legat de această franciză. Mie nu prea îmi pasă de franciza asta, deci eu o să cam sar peste ea. Dar una de care, well, e foarte dubioasă, e un comedy romance shonen, se numește Tonikaku Kawaii, sau în engleză ar trebui să fie ceva cu Over the Moon for You, așa îi zice în engleză. Și vorba, e o poveste un pic mai dubioasă, că e vorba despre un tip care, aparent lumea își bate joc de numele lui foarte ridicol, de Nasa Yuzaki, care zice e foarte, foarte, bizar, care bineînțeles că își dorește să devină ceva mai mult și se apucă să lucreze la o carieră și să facă ceea ce trebuie. Deci, bineînțeles că e pe drumul cel bun, dar oarecum chestia asta se schimbă în liceu când dă peste o anumită, anumită tipă. Da, îmi pare rău dacă vi s-o întreb, mai Wi-Fi nu-i extraordinar câteodată, deși pe Wi-Fi-ul 5G, care teoretic ar trebui să meargă, mai are câte un drop și n-am cablu, pentru că nu m-am gândit să intrag cablu de pe hol până în cameră până acum. Pentru că I just couldn't be bothered, nu știu cum să vă explic, pentru că am mers până acum bine, dar am mai pățit când eram chiar lângă router și for some reason nu aveam semnal, nu știu cum funcționa. Dar, anyway, să revenim. Da, pare să fie un anime drăguț, un anime, un pic clișeic, unul foarte dubios, dar îi la plan to watch și de-abia aștept să iasă. Again, știți că mie îmi plac romanțele, știți că mie îmi plac comediile, deci sunt niște chestii care trebuie să fie bune. Bun, după care urmează Nobles. Nobles e un manga pe care eu vreau să îl, să-l citesc de când a apărut din 2014, dar nu prea am apucat. Cele preview de 5 minute ce l-am primit nu mă încântă tare, tare mult. E un alt, vreau să zic, Netflix original, de Crunchyroll original. Și, nu mă încântă tare, tare mult. Dar, în schimb, o să îi dau o șansă să mă uit. De ce? Pentru simplu fapt că, îi noblesc și am auzit tare, tare multe. Și vreau, deci... vreau ca cei de la Crunchyroll să facă o fucking adaptare bună. Una. După Tower of God și God of High School, dacă și asta nu-i mai bună, eu îți promit că pot să adapteze și cel mai... ce? Să facă reboot în pula calului la Hunter x Hunter cu cei mai populari oameni și cei mai talentați oameni și tot n-o să mă uit dacă e făcut de Crunchyroll și un Crunchyroll original. Deci, practic, din punctul meu de vedere, asta e ultima șansă a celor de la Crunchyroll să facă ceva decent. Cel puțin din părerea mea. Dar ai, că exact, cum zici tu aici, paradigm, că și eu sunt curios dacă o să fie Crunchyroll 3x3 cu adaptări absolut distruse. Bun, deci, Nobles, sunt curios de părerea voastră și voi ați văzut preview, am mai discutat despre el la Shonen Ro Live. Și unii din voi știu că v-ați și apucat de citit Mamao. Dacă vă întrebați de ce tot mă uit într-o parte sau în ăsta, e din cauza că Bruce nu mai doarme și are chef de joacă și se plimbă prin, pe aici, prin cameră și numai nu își găsește locul. Bun, după care avem animeul de la tipul care ne-a dat, ne-a dat Angel Beats și o draie de alte animeuri care ne fac să plâng de obicei. Este vorba despre Kamisama ni Natahi sau The Day I Became God, care pare să fie încă un anime de ăsta foarte, foarte dubios, dar care să te facă să plângi și de-abia aștept să văd ce o să fie, pentru că e de la PA Works, deci animația n-are cum să fie tocmai oribilă și e un anime
well, sper să fie un anime bun. Mai mult de atât, nici n-ar rost să povestim despre poveste, că povestea, cel puțin de descriere, nu sună a ceva exact, dar e efectiv despre o tipă care într-o zi trezește că e zeiță. După care avem sezonul 3 din Golden Kamuy, știați că vine, am vorbit despre la, well, la Shonen Ro Live, când au fost trailerele și anunțul și posterele și așa mai departe. Și bineînțeles că știți că eu nu sunt tare mare fan a acestui anime din cauza că am fost eu ademenit cu impresia că o să fie un anime realist, având în vedere cum, well, cum se comportă când vine vorba de gătit și de tradiții și tot felul de lucruri de astea care par că sunt făcute și research și luate după ceva adevărat. Și după aia să aibă elemente fantastice, unde oamenii sunt pușcați în cap și trăiesc și tot fel de lucruri de genul. Unde, again, well, nu m-ar fi deranjat și asta, dar eu am fost vândut de ideea că e historical și, na, nu știu, poate e problema mea. Cu asta, dar sunt, știu că sunt oameni printre voi cărora le place, deci dacă ți-a plăcut până acum, well, sezonul 3 de Golden Kamuy pare să meargă în continuare pe poveste și nu pare să fie filler, cel puțin din trailere și eu asta am văzut și well, e o impresie totuși bună. După care mergem la următoarele, well, următoarele 3. Una dintre ele v-am zis că de-abia aștept să-l văd pentru că ne-a dat unul din cele mai mișto trailere. Celelalte două, well, unul e un spin-off foarte așteptat, celălalt este, well, cel puțin din titlu, eu nu îl recunosc tare, tare mult, pentru că se numește Kimi to Boku no Saigon, e ăsta, The Last Crusade sau ceva de genul. Îi zice în engleză, e numele prea lung, dat fiindcă e din cauza la online, o adaptare la un light novel, se numește Our Last Crusade or The Rise of a New World. Again, dacă vă place seria și o cunoașteți, probabil o să vă uitați și la asta. Isekai... Well, anyway, e făcut de cei, e licențiat de cei de la Funimation, făcut de cei de la Studio Silver Link, acțiune military romance fantasy, nu-i tocmai pe gustul meu pentru că se ia prea în serios, caracterele seamănă cu o combinație între Re:Zero și Sao, deci ceva ce cu siguranță nu-i pe gustul meu. Partea bună e că pare să fie un straight up fantasy decât un isekai, având în vedere că... Well, e vorba despre o lume unde au fost ani de război și bineînțeles că acum o să termine cumva războiul. Da, exact, uite cum zice paradigma aici că e povestea lui Romeo și Julieta numai că în fantasy. Că tocmai asta e surprinzător, că nu-i tocmai isekai având în vedere că nimeni nu-i transportat într-o lume nouă. Bun, ăsta nu mă încântă, again, din trailere se ia prea în serios și nu o face foarte bine. După care azi vorbim despre, well, anime-ul care se numește Hanyo no Yashahime Sengoku Otogizoshi sau Yashahime Princess of Demon. E un time travel anime, spin-off-ul Inuyasha, îl știți deja, a fost anunțat, sper să fie bun, nu de alta, dar ultimile 2-3 anime-uri de la, well, e una din mangaka-urile mele favorite, Rumiko Takahashi, ultimile 2-3 nu le-am văzut și nici nu am auzit tare multe chestii bune de la alți oameni. Deci sunt curios cum o să fie. Cel puțin de descriere pare foarte dubios, având în vedere că, well, și trailerele par foarte dubioase. Deci ceea ce rămâne e oarecum să vedem ce urmează, că na, e vorba de mers în trecut, în viitor, de
e mult prea complicat ăsta, cel puțin și din descriere, din trailer, încât să aibă vreun sens care să lege de o poveste mai exactă. Deci, așteptăm să vedem ce o să iasă mai mult. Eu sper să fie bun, trailerele au fost decente, nu au fost extraordinare, pentru că nu ne-au arătat absolut nimic în afară de niște imagini cu animație și cu lupte și cu asta. Dar, again, n-ai un sens al poveștii sau ceva. Poate o ține secretă din motive, nu știu, dar din anumite motive, nu a arătat anumite chestii, că spoilere, which is fine. Dar problema e că probabil intro-ul la anime o să fie plin de spoilere, deci nu prea contează că așa, cum îi zice, majoritatea dintre ele. Dar vreau să fie bun, again, vreau să fie bun, vreau să fie interesant, îs curios cum o să fie, pentru că Inuyasha dar nu e chiar sequel, că nu urmează imediat povestea după ce se termină Inuyasha, e an și an de zile mai târziu, e un fel de Dragon Ball GT, oarecum, știi, cam asta ar veni. Deci nu știu, again, e sequel, oarecum, sure, e în aceeași lume și ani mai târziu, deși, na, sequel-ul de obicei e partea a doua, partea a treia sau whatever. Da, sure, poți să-i zici sequel dacă vrei, Justin. Bun, hai să mergem mai departe la anime-ul care e atât de hype pentru anime-ul ăsta din cauza numai la trailerul care ni l-a dat. Majo no Tabi e un anime foarte, foarte interesant, cel puțin din trailer. Se numește în engleză The Journey of Elaina. E vorba despre o tipă care întotdeauna a vrut să devină o vrăjitoare, ajunge să devină o vrăjitoare, dar dă peste o droaie de probleme și pornește într-un journey prin lumea întreagă ca să devină o vrăjitoare mai bună după ce, well, după ce termină Academia de Vrăjitori. Îi absolut fenomenal trailerul care ni l-a dat dintr-un singur trailer, m-a făcut mai hype decât toate trailerele la animeurile care le-am văzut sezonul ăsta, sincer, și animația e absolut extraordinară din câte am văzut, plină de imaginație și manga-ul, well, are două volume, cel puțin în engleză, dar îs curios cum o să fie și probabil o să îl citesc după ce se termină anime-ul, când se termină manga-ul. Pentru că, după cum bine știți, eu citesc manga-uri care sunt numai terminate, nu care sunt ongoing, datorită faptului că nu-mi place să aștept. Bun, mergem mai departe. Mă bucur să aud asta că vrăjitoarea e un must watch la tine, pentru că eu vă zic că ăsta o să fie un sleeper hit a acestui sezon. Bun, după care mergem mai departe la un alte două sleeper hit-uri care eu cred că o să fie și unul care eu sper să fie foarte bun, dar nu știu cum o să fie. Începem cu cel care nu știu cum o să fie, dar pare mișto cel puțin. Se numește Yukoku no Moriarty sau Moriarty the Patriot. E vorba de trei frați Moriarty, doi dintre ei sunt adoptați. Unul dintre ei lucrează cu poliția și cu Sherlock pentru, well, Sherlock e rivalul lui pentru a desluși mistere. Unul dintre ei e, un polițist parcă sau military și unul din ei este cam, spoiled să zic așa, deci e crescut pe pup și așa mai departe. E un anime foarte interesant, e curios cum se leagă cu toată chestia cu Sherlock, e curios cum o să fie dinamica dintre cei trei frați, e curios cum o să fie toată povestea asta, pentru că e un anime produs de cei de la Production IG, e mystery historical psychological shonen,
e dubios shonen-ul ăla, mai degrabă mă așteptam să văd seinen, dar, again, nu are un TV rating de, cum îi zice, PG-13 sau R-rated. Deci, o să vedem cum o să iasă. Sper să fie foarte, foarte bun și aparent este o adaptare a unui manga. Asta, la asta o să mă uit, hai să vedem manga-ul, de exemplu, cât, ce notare, 7.97. Pare foarte interesant faptul că are, îl pune și ăsta nu la reading, ci la plan to read cândva, dar e foarte interesant că are un manga care pare destul de bun. Again, mie îmi place Moriarty, mie îmi place ăsta. Ultimul Moriarty care l-am primit de la anime a fost anul trecut în Kabukicho Sherlock și a fost hands down cea mai bună adaptare a lui Moriarty în film, în TV, în anime, în ce vreți voi, de la cărțile lui Arthur Conan Doyle încoace. Deci, dacă vreți un pic de taste înainte de Moriarty, să vedeți un Moriarty foarte, foarte bun, cum ar exista el în viața de zi cu zi de azi, vă recomand Kabukicho Sherlock, care e efectiv cel mai subapreciat anime de sezon de anul trecut și din deceniul trecut. Bun, după care unul care îmi dă un vibe de Kabukicho Sherlock se numește Ikebukuro Westgate Park. E un anime foarte, foarte interesant despre crimă, mafie, droguri, dans, artă și toate astea care se adună în Ikebukuro Westgate Park. E foarte, foarte interesantă. O să fie vorba, în special, cel puțin noi o să urmărim pe un tip de 21 de ani numit Makoto, care trăiește în lumea aia printr-un gang numit G-Boys. Deci, o să fie foarte, foarte interesant. E mystery, drama, romance. Sunt curios că are acolo romance-ul ăla. Trailerele mie îmi plac foarte, foarte mult. Stil de ăsta foarte urban, foarte mișto și art style-ul iară e unul foarte, foarte bun. De-abia aștept să văd luptele, mai ales street fighting-ul, care o să fie așa foarte free-flowing. Și, bra, o să, eu vă zic că ăsta este, poate fi încă unul din cele câteva sleeper hituri. În orice caz o să fie unul din animeurile pe care o să le urmăresc eu, începând cu luna octombrie. Este de la un studio despre care n-am auzit tare multe, numit Doga Kobo și licențiat de cei de la Funimation. Dar aparent cei de la Doga Kobo au făcut niște animeuri chiar interesante, unele foarte, foarte populare, precum Umaru-chan, Dropout, New Game, Plastic Memories și Gekkan Shoujo Nozaki-kun, care ăsta e manga de care m-am apucat din greșeală și, well, e ongoing și care îl citesc când mai amintesc de el, dar e un anime foarte bun dacă nu l-ați văzut. Deci, again, de-abia aștept să văd acest anime, pentru că e, cel puțin pare, foarte, foarte bun. După care, cel care m-a surprins aproape la fel de mult ca cel ca vreștarea se numește Adachito Shimamura. În primul rând, posterul ăla arată absolut fantastic. În al doilea rând, se numește în engleză pur și simplu Adashima și vorba despre, well, dragoste în liceu și ce fel de dragoste decât un shoujo ai slice of life romance school, adică este vorba despre două tipe care, well, se îndrăgostesc în liceu. Ideea este că ultimul anime care l-am avut cu un topic de genul se numește Bloom Into You, care a fost unul din cele mai fantastice animeuri care arătau o relație între două persoane. A fost atât de realist și atât de fain și atât de plin de intrigă datorită faptului că a știut cum să se joace cu, well, cu adolescența și toată drama aia. Bun, da, aia e că interesantă ideea aici, paradigm, că Doga Kobo e pe lângă Kyoani, e pe locul 2 la făcut animeuri despre cute girls doing cute things, să le facă și bine. Da,
E interesantă părerea asta. Ideea e că nu prea, again, în afară de primul anime de acolo, restul nu le-am prea urmărit din listă, ce drept nici nu m-am dus. Dar așa pare să fie, dacă tu zici, am încredere, având în vedere că ar trebui să stau să mă gândesc un pic dacă ar mai exista un studio de genul în lumea anime. Again, Adachi To Shinamura, Shimamura, pardon, pare să fie un anime care are foarte, foarte mult potențial să ne dea în sezonul ăsta o relație foarte, foarte aproape de realitate, care să nu aibă tare mult, să nu fie Oregairu sau să nu fie ceva super, super dramatic sau super, super dubios. Ceea ce e bine și mă bucur să văd chestiile astea în anime, pentru că, până la urmă, dacă ești adolescent, dacă ești, nu numai adolescent, dacă ești și la începutul anilor 20 din viața ta, poate ai nevoie de un pic mai multe exemple de relații mai realiste în ceea ce vezi, citești și așa mai departe, decât chestiile alea foarte melodramatice, care nu funcționează tare mult în viața reală, pentru că în momentul în care începi să te comporți așa, devii cel mai mare ciudat de pe planeta asta. Ok, nu chiar, dar unul din cei mai mari ciudați de pe planeta asta. Și asta o zic eu, un tip care vorbește pe net cu străini despre anime. Bun, după care trecem mai departe. Hai să vedem, Akudama Drive, ceva aici zicea în chat că el așteaptă cel mai mult acest anime. Again, sunt curios cum o să fie. Studio Period e un studio bun, de la ei vine acest anime, licențiat de cei de la Funimation și produs de cei de la Delphi Sound. Trailerele nu m-au dat pe spate, dar par să aibă o droaie și o droaie de influențe de la o droaie de animeuri, sau cel puțin care le dau așa un mic nod și un wink, pentru că e vorba despre un anime unde a curs multă, multă vreme, a început un război în Japonia care a trimis regiunea Kanto versus Kansai și de acolo a împărțit țara în două, cu Kansai devenind dependentă de Kanto. Dar încetul cu încetul, e bine, cei din Kansai, cei din Kanto au pierdut controlul asupra zonei Kansai și acum a ajuns zona aia să fie numită ca Akudama din cauza la crimă și tot felul de chestii ce se întâmplă acolo. Pare interesant, e un action sci-fi, aduce aminte un pic de Psycho Pass, aduce aminte un pic de Akira, aducea un pic aminte de o droaie de animeuri care le-am mai văzut în ultima vreme. Îs curios cum o să iasă, îs curios cum o să fie, sper să nu fie bland, sper să fie bun. Pentru că dacă o să fie un anime de genul care... și că Studio Period e un studio bun, spune-le asta fanilor Tokyo Ghoul. Man, dacă animația e bună și ăsta, să te iei de regizor, de scenarii și de producători. Ăia trei poate să lucreze la orice studio, nu neapărat să te iei de studio. Deci mai degrabă iată de oamenii din spatele adaptării Tokyo Ghoul decât de studio în sine. Bun, dar da, sper să fie bun, pentru că dacă, să fie foarte bun, pentru că dacă o să fie bun, o să fie unul din animeurile alea care îl recomand, că dacă n-ai nimic mai bun de făcut să vezi ceva bun, ăsta îi. Nu ți-l recomand că e extraordinar, dar e bun. E un anime care îl mânci cu popcorn. Hai să ne uităm acum, că ați zis voi de Studio Period, hai să vedem ce-o făcut. Uite, Bleach, Naruto, Naruto Shippuden, Black Clover, GTO, Boruto, Beelzebub, Yu Yu Hakusho, să mai continui, băieți, înainte să, adică să vă schimbați părerea.
un pic mai repede legat de studio ăsta. Come on. Ei au adaptat animeurile voastre favorite, honestly. Bun. Midori no Hibi. Ei, o draie și o draie de Kingdom, primul sezon. Deci, again, dacă nu aveați o părere bună despre period, you should, man. Au adaptat și au adus la viață unele din animeurile pe care, well, cu care ați crescut. Bun, după care un anime care atât de mișto suna din titlu, pentru că îi Hyakuma no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru, sau, mai altfel pus, I'm standing on a million lives, care sună extraordinar, până îți dai seama că îi un... E un isekai cu un tip care e overpower și bla bla bla. Again, poate ție o să-ți placă, mie îmi sună altceva trashy, dar care nu-i nici măcar trash, că e fun, e numai trashy și păcat. Trailerele le-am văzut, I couldn't care about it. Action, game, drama, fantasy, shonen. Este, uite, primul anime care nu prea am multe bune de spus, pentru că nu am de ce să spun, chestiile astea. Mergem mai departe. La următorul anime, care ăsta pare să fie truly trashy, dar în cel mai rău sens, se numește Gochumon wa Usagi de Ska Bloom, sau Gochumon wa Usagi de Ska 3, sau Gochi Usa 3, e un al treilea sezon, e fetițe mici făcând chestii. Nu-i pe gustul meu, dar și dacă ar fi să mă uit, mie mi se pare un pic trashy. Slice of Life Comedy, scurios câți din voi l-ați văzut, dacă l-ați văzut și ce părere aveți despre el. Mie nu prea îmi place nici designul caracterilor, nici trailerele, nici nimic din ce am văzut ăsta, dar again, asta e din cauza că nu-i tocmai probabil pentru mine și sau pe gustul meu. Bun, mergem mai departe. Assault Lily Buke este următorul anime despre care o să vorbim. Action, magic, fantasy, nu pare extraordinar, e făcut de la Studio Shaft măcar, deci studio-ul e destul de decent, dacă nu chiar bun. E vorba despre în viitorul apropiat, oamenii inventează o chestie numită charm, care ajută oamenii să bată nu știu ce, dar apar tot felul de chestii dubioase. Bla bla bla, sună ceva generic care l-am mai văzut și care nu pare să fie extraordinar, cel puțin din punctul meu de vedere. E un anime original, dacă nu mă înșel, nu pare să fie bazat pe un manga sau ceva de genul, da? Nu e ceva pentru mine acest anime. După care avem Love Live, Nijigasaki, despre care am vorbit data trecută la Shonen Ro Live. Again, un show cu idols. Un spin-off a seriei originale, niște tipe se duc la un liceu, clubul cu idols e desfințat, trebuie să refacă clubul și whatever, whatever. Bun, trailerul nu a fost rău, a fost bun, dar, again, nu e ceva ce să mă intereseze pe mine tare, tare mult. Bun. După care Kamitachi ni Hirowareta Otoko, care e un anime care a avut niște trailere un pic dubioase. Se numește By the Grace of Gods și e dubios rău de tot, pentru că e un adventure slice of life fantasy și vorba despre tipul ăsta care se trezește în lumea asta și poate să controleze anumite chestii. E un isekai, by the way. Anumite chestii care ar seamănă cu slime-ul din isekai cu slime. Și are magie și tot felul de chestii. E dubios. Da,
nu știu dacă e dubiosul la bun sau dubiosul la rău. Bun, așa. Nu știu paradigm de ce ai aflat numai acum, dar mă bucur că ai aflat acum. Bun, stai să vedem ce ați mai zis voi aici. Is the Order Rabbit e un anime cute și wholesome. Mă bucur să aud că aparent e un anime bun. Bun, așa. Mergem mai departe, sunt curios dacă o să vă uitați voi la el. Again, n-am nimic împotrivă să adaug după episodul ăsta alte animeuri în listă, dar, again, cel puțin așa din descriere nu mă încântă tare, tare mult. După care avem un anime a cărui primul episod deja a apărut, Bear, un isekai unde una se trezește în costum de ursuleț și are puteri cu foc for some reason, nu știu de ce, but hey, trebuie să bată cu tot fel de monștri, să câștige lumea și magia e reală. Și e foarte, foarte, ciudat din, așa, din descriere. E altfel, da, again, e un isekai care nu mă încântă tare mult. E action-adventure fantasy, deci adventure comedy fantasy, da, again. Also, oamenii ăștia ce dau un pula calului note, cum are ăsta, are un singur fucking episod și el are 6.54. Bă, oamenii ăștia sunt proști rău. Jesus Christ. Oh my god. Anyway, nu mă impresionează tare mult. Iwakakeru, o să mă uit la el, e vorba despre tipe drăguțe care se urcă, again, o să fie un trash show ăsta, cel puțin din animații, din câte am văzut din ultimul trailer și preview, nu pare foarte, foarte bun, tocmai de aia vreau să mă uit, pentru că, e bine, dacă o să am în fiecare sezon câte un GB8, tip de anime GB8, nu o să mă supăr, pentru că am la ce să râd și am de ce să râd. După care avem, Maojo de Osayumi, e un anime despre care am vorbit. E un anime foarte ciudat cu premiza. De ce? Sleepy Princess in the Demon Castle. E o comedie, e slice of life, e supernatural magic fantasy shonen despre prințesa Cialis care încearcă să doarmă. Dar, bineînțeles că numai nu reușește tare mult. E vorba despre o tipă foarte, foarte moe care vrea să doarmă oriunde și oricât de mult poate. Sunt curios cum o să fie, pentru că o să fie tare ciudat. Și, again, ăsta e straight up fantasy, mai mult de atât. Nu știu ce să vă zic, are un manga, pentru că e bazat pe un manga, care are nota de 7.75. Deci, nu pare rău. Bun, mergem mai departe la următoarele animeuri. Dragon Quest Daino, Daibouken, vreau să-l văd, ultimul trailer și cu intro, părut decent. E, again, în lumea Dragon Quest, e bazat pe... Dai's Great Adventure sau The Adventure of Dai, mai are adaptări, mai au avut animeul ăsta adaptări, deci practic un reboot la animeuri. Ești curios cum o să fie animația, designul, again, foarte mișto, seamănă cu Dragon Ball, obviously, din cauza că creatorul Dragon Ball a făcut designul pentru tot ceea ce e Dragon Quest și așa mai departe. Voi știți deja chestiile astea. Ești curios cum o să fie, e vorba despre tipul ăsta, bla bla bla, demon reînvie, trebuie să meargă să-l bată din nou, că reînvie după mii de ani și așa mai departe. Bun, așa, mergem mai departe. Paradigm, te bat dacă mai faci asta. Da, first impression le ții pentru tine. Așteaptă cel puțin 2-3 episoade. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem ce urmează aici în lista asta. Hypnosis Mike, Division Rap Battle, Rhyme Anima, e un anime care nu-mi pasă de el. E un music anime, idol anime, I don't care for them.
După care cel care am zis că se aseamnă cu Irumakun Muno na Nana sau Talentless Nana pare să fie un anime foarte interesant, psychological, supernatural, thriller, shonen despre tipa, despre o tipă care n-are niciun fel de putere, un tip care, well, e un laș și o tipă căruia e frică, well, efectiv de tot și fiecare din clasă are puteri, numai Nana nu are nicio putere. Sper să nu fie foarte generic, sper să nu fie extraordinar de edgy, ci efectiv să fie bun în ceea ce scrie acolo, supernatural, psychological, thriller, shonen. Rămâie de văzut. E și asta o adaptare a unui manga light novel care are nota de 6.64. Mai mult de atât, sper că o să fie bun. Na, n-am ce să vă zic, trailerele o să fie ok, adică au fost, pardon, ok, nu au fost extraordinare, sunt curios cum o să fie toată faza cu puterile și așa mai departe. Tu folosești paradigm, se numește regula de 3 în anime, unde te uiți la 3 animeuri și de acolo te decizi dacă o să te uiți sau nu o să te uiți mai departe sau dacă are rost. Bun, așa, mergem mai departe. Nu ți-o să-mi zici care sunt alea 11 acolo. Bun, mergem mai departe să vedem ce urmează. Stai, că nu l-am băgat în listă și după aia uit de el. Also, așa trebuie să mă obișnuiesc iară cu thumbnail-urile noi de la anime-urile astea. Că efectiv poate o să sar peste un episod sau două când apare, pentru că uiți. Aia e faza cu anime-ul, că dacă te uiți pe anumite site-uri, te uiți după thumbnail-uri, nu după titlu, că mai ușor ții să recunoști thumbnail-ul decât titlul acelui anime. Mergem mai departe, Senyoku no Siegfrieda. Iară un anime foarte ciudat, e de la N1 Pictures, e action military și ăsta vreau efectiv să mă uit la el. E vorba despre extraterestri și, cum îi zice, tot felul de lucruri de astea dubioase pentru a bate, pentru a supraviețui și a scăpat de Ragnarok și lucruri de genul. Again, nu știu cât de bun o să fie, dar trailerul a fost interesant cel puțin. Și dacă o să mă uit numai la 2-3 episoade și aici o să aplic asta cu 3 episoade și după aia o să-i dau drop dacă chiar nu-i pe placul meu, îs curios, cel puțin atâta. Strike Witches, Road to Berlin. E un anime despre witches care atacă Berlinul. Nu-i ceva pe interesul meu tare mult. Ochikobore Fruit Tart, care e un music slice of life. Cel puțin așa din ăsta pare colorful, dar nu ceva ce să mă intereseze tare tare mult. Pentru că, again, nu sunt eu tare mult cu idol anime și n-am... Vreau să mă uit la anime, nu ăsta. După care avem anime-ul de la MAPPA. Hai să vorbim repede pentru că e anime-ul de la studio MAPPA, e gimnastică, Taiso Samurai. Am și uitat de ăsta. E un anime care a fost anunțat așa dintr-o dată într-un live stream. Era MAPPA, au zis, facem anunț într-o săptămână. Au făcut anunțul și uite, am avut un anime în stil mie îmi place tare tare mult, în schimb cel puțin animația pare foarte foarte interesantă. Vorba despre anul 2002, pregătiri pentru jocurile olimpice și așa mai departe și îs curios cum o să fie, pentru că cel puțin din trailer pare foarte foarte mișto. Dar acum să ne revenim la ceva mai shitty. King's Raid și o Tsugum Momotachi, un anime bazat pe un joc care mie nu prea-mi pasă de el. Nici trailerele nu au fost, dacă nu mă înșel, extraordinare. One Room, sezonul 3,
again, nu am văzut primul sezon, nici al doilea, nu e ceva ce să mă intereseze. Hai să vedem aici ce-o Nuțu la ce se uită el. Danmachi Irregular, Jujutsu, Higurashi Noblesse, Kimito Boku no Saigo no Seiju, Moriarty, Akudanda, Sit on a Million Bodies, whatever, și ăsta de la MAPPA. Bun. Și poate și continuarea de la Inuyasha. Da, eu zic că la continuarea de la Inuyasha ai putea să te uiți la el, pentru că nu pare tare mult legat de povestea originală, deci și dacă o să-ți iei spoilere, nu știi ce spoilere o să-ți iei, că dacă n-ai văzut seria originală, n-ai cum. După care avem A3, Season Autumn and Winter, again, încă un Music Idol anime, ci cu atâtea sezonul ăsta, 4 sau câte. Osomatsu-san, al treilea sezon, ăsta probabil o să îți placă dacă ai mai văzut animeul, că pare să fie unul foarte, foarte bun, well, și popular în Japonia. Rail romanesc, e vorba despre tipe drăguțe cu trenuri, îs curios cum o să fie, pentru că pare foarte dubios, e bazat pe un visual novel, că of course it is, e sci-fi harem slice of life. Come on, e tipe care se transformă în trenuri, mai ridicol de atâta, nu poate să fie, și ăsta probabil o să fie trash show acestui sezon, dacă nu o să fie Iwakakeru atât de rău pe cum aștept. Bun, după că avem Magatsu Warhide Zuerst, sau Zuerst, care iar e bazat pe un joc, dar pare mai interesant decât, decât King's Raid. În primul rând pentru că, deși King's Raid se ia foarte în serios și ar avea animația decentă, Magatsu pare să aibă animația un pic mai bună, cel puțin în trailere, și e interesant. Acțiune, magie, fantezie, e vorba despre doi tineri care trăiesc în Imperiul Warheit, care în germană înseamnă adevăr, și e bine, începe un război politic și așa mai departe, tot felul de dezastre și lucruri de genul. Îs curios cum o să fie. Ultimul anime de genul la care am vrut să mă uit, a fost Fairy Gone, și a fost o dezamăgire. Sper ca ăsta să fie un pic mai bun de atât. După care avem Guraburu, Adventure Fantasy, care e adaptare la un Four Common manga de-a lui Grand Blue Fantasy, deci un spin-off, e spin-off-ul de la Grand Blue Fantasy. Maetsu e un slice of life comedy despre tipe drăguțe, făcând tot felul de tipe drăguțe, chestii, n-am idee, nu zice tare multe de descriere aia, în afară că what the fuck? Da, sunt niște tipe care lucrează tare, tare mult și ajungă la visele care le au ei, ele. Tsukiyota de Animation sezonul 2, iară un idol anime, Eternity, Shinya no Nurekoi Channel, care e absolut trashy, e un romance ecchi, adică e un hentai, dacă nu știai ce înseamnă aia, e hentai la TV. Otona... Nu, mi-am găsit trash show sezonului, woo! Ok, adevăratul trash show, am uitat că există anime-ul ăsta. Se numește în felul următor: Otona nya koi no shikata ga wakarane. Și de ce e trash show-ul sezonului? Pentru că avem un anumit regizor, dacă nu mă înșel aici, care ne-a dat niște anumite trash show-uri, precum Hajime no Gal, ce mai avem? Oksama ga Seto Kaicho, Oregaski na Imoto. Deci, cam știți ce anime e ăsta, nu? E vorba despre My Sister, My Writer, căruia i-am dat nota 2, a fost atât de rău, deci de-abia aștept, de-abia aștept anime-ul ăsta, că o să fie atât de rău,
holy shit, cât de rău o să fie asta. E vorba despre, bineînțeles, romanță între doi care lucrează la același office. Ah, atâtea anime-uri rele sezonul ăsta la care o să ne uităm împreună. Bun, deci vă jur că efectiv am uitat de el. După care avem D4 DJ First Mix, iar un alt trash anime. Un trash, e un music idol anime, pardon. Sore Dake Ga Nek, care e în ăsta foarte, foarte dubios. De la cine l-a făcut? Tipul care ne-a mai dat... tipul care ne-a mai dat ce... numai atâta ai făcut. De ce știam că a făcut tipul ăsta mai mult? Știu că... sau producerul era... Nu mai știu. Ceea ce știu sigur e că cineva care a mai lucrat la un anime destul de important lucrează și la anime-ul ăsta, dar nu mai țin minte. Știu că am vorbit despre asta la Shonen Roll Live și eram ok, o să ne uităm la anime-ul ăsta pentru că pare interesant. E de la Toho Interactive Animation, e un original anime mystery și e curios. E vorba despre efectiv un magazin alimentar și patru tipi foarte dubioși care lucrează acolo, mai ales un tip care pare să fie foarte, foarte ciudat. Bun, după care Imononeko Dochi e un slice of life comedy cu pisici și câine și așa mai departe. N-am ce să zic la anime-ul ăla, nu să mă uit pentru că nu e banana mea. Bun, mergem mai departe, Seizei Gambare, iar un parody magic girl primește un al treilea sezon. Kaeru no Pickles, Kimochi no Iro, iar un short anime, animation Capybara-san, iar nu ne pasă și ultimul, la asta ne uităm. Îi Himitsu Kesha Taka no Tsume Golden Spell. De ce ne uităm? Pentru că este un parody anime cu o droaie de talent în spatele lui. O să aibă 12 episoade și de abia aștept să îl văd. Frogman e cel care lucrează la acest anime. Probabil îl mai cunoașteți din unele tot așa parodii și lucruri care le-au mai făcut, pentru că el cam de chestii de genul se ocupa. Bun, astea sunt animeurile de sezonul ăsta noi, cele care nu se continuă, că dacă nu mă înșel, Fire Force o să intre în sezonul ăsta, având în vedere că are 24 de episoade, Detective Conan și așa mai departe. Bun, noi trecem la ONA și, hai să vedem ce avem aici. Nu o să vorbim despre cele chinezești, eu nu le consider tare mult anime. If you do, să știi că apare Tian Gua Chi Fu, Mo Du Zhe, Xin Zhe și un anime care ăsta e numai pentru YouTube, Bokyaku Battery, care a fost lansat cu Jump Festa 2020. După care avem OVA la Dokyu Hentai Xeros, care de-abia aștept să vă zic despre el. Bun, filme, Kimetsu no Yaiba, Mugen Resha, o să avem sezonul ăsta, Fate Grand Order, primul dintre cele trei, Burn the Witch, care, again, îmi pare rău că tot ziceam că o să fie, că o să fie serial, o să apară pe 1 octombrie pe Crunchyroll și aia înseamnă și peste tot, Data Bullet, Nightmare or Queen, dacă nu mă șel, aia e partea a doua, Josi to Tora to Sakana Tachi, care de-abia aștept să-l văd, e vorba despre o tipă în scaun cu roptile care are un talent foarte, foarte interesant legat de desen și tipul pe care îl iubește. După care avem Kud Wafer, care pare să fie un comedy romance school, dar nu e tocmai pe stilul meu. După aia unul foarte, foarte interesant, Kimi wa Kanata, care și ăsta e unul din animeurile pe care de-abia aștept să le văd, pentru că pare interesant.
E vorba despre Mio, care îl iubește, bineînțeles, pe Arata. Arata este un childhood friend, because of course he is. Și, ei bine, într-o zi începe să ploaie și apare Dita Mai, balena, în cer. Ceea ce e foarte, foarte interesant ca și concept. Bun. Hai să vedem ce ați mai zis voi aici. Da, îs mai hype pentru alea trash decât alea cu potențial, pentru că alea trash, măcar exact cum zicea aici Justin, măcar la alea poți să râzi. La alea hype, care-s hype și care au potențial, alea dacă te dai dezamăgesc, te simți prost. Deci efectiv te simți că bă, pula calului, că ideea atât de bună și și-o bătut joc de ea, sau animația nu-i bună, sau whatever. Măcar la ala trash, știi că intri acolo pentru trash, you get the trash, râzi și la final ești, măcar nu mi-am mirosit 20 de minute din viață, cum pot să simți la unele animeuri? Știi la care mă refer, Nuțu, știi la care mă refer și de-abia aștept să povestim lunea viitoare despre animeul ăla, că nu o să-ți placă review. Bun, mergem mai departe la A Wave, A Surfing Yappy. Again, foarte ok trailerul, am vorbit despre la Shonen Ro Live, dar, again, animația e dubioasă, cel puțin când e vorba de surfing, când n-ar trebui, că e un film despre surfing și băieți care intră într-un concurs. După care avem încă un BL, Yes ka No ka Hambunka, Yes, No, or Maybe, dacă nu mă înșel, e un drama shonen ai, e vorba despre tipul ăsta care e popular la TV și, e bine, iubitul lui, sau cel care vrea să devină iubitul lui și așa mai departe, care bineînțeles că nu se uită la TV, nu-l recunoaște și de acolo lui îi place chestia asta și așa mai departe. Nu-i extraordinar de, original, să zic așa, dar whatever. Bun, după care avem Majo no Majo Minarai wa Sagashite, care pare interesant. De ce? Pentru că e, e Magical Doremi movie, care, dacă știți, mie mi-a plăcut tare, tare mult seria originală Doremi. De-abia aștept să iasă, o să iasă în November 13. Deci eu o să mă uit la anime-ul ăsta, că vreau, că nu vreau, pentru că îmi place tare, tare mult seria originală Doremi și de-abia aștept să-l văd cu acest fresh look, cu lumea care au crescut și așa mai departe. Bun, după care avem Monster Strike, The Movie, Lucifer Zetsubo no Yoake, care, după cum vă ziceam, 3D CG-ul ăla din ultimul trailer pare că e efectiv de game, eu știu că e bazat într-un game, dar să faci tot filmul într-un fucking in-game engine mi se pare un pic ridicol. Pentru că mie nu pare că să fie tare, tare bun. Așa. După care avem BAM, Movie Become Human. Eu am văzut seria originală, mi s-a părut ok. Sunt curios cum o să fie acest film din această serie. După care avem un film chinezesc, Zhang Jia, care again, nu mă interesează, dar am zis să vă zic în caz că vă interesează. Bun, Precure, Miracle Leap Movie, primul, e un film legat de seria Precure, Sokyu no Fafner, Dead Aggressor Beyond, partea a treia, care e un action military sci-fi drama mecha, nu prea îmi pasă de el, nu prea am auzit despre seria aia în primul rând, dar e interesant, e de la Production IG și iGravel. Deci, hei, îți curios ce părere aveți. După care avem Magic Fantasy Adventure de la Studio 4C, Mit Enzo Machino Pupel. Și la ăsta ne uităm 100%, pentru că artwork-ul pare absolut fantastic, e bazat pe o carte și se numește Pupel of Chimney Town. Trailerul mie mi-a plăcut tare, tare mult, m-a fascinat și pare foarte, foarte interesant. E vorba despre un oraș care e, înconjurat de
tamai zidul de 4000 de metri înalt și în care există, well, în interiorul zidului există acest orășel care are o droaie și o droaie de chimneys care sunt foarte, foarte înalte. Bineînțeles că este un boi, un băiat care e foarte, foarte curios și vrea să, well, vrea să afle ce e dincolo, mai ales după ce aparent un deliveryman scapă o inimă care trebuie să o ducă undeva, aparent, ceea ce e interesant. Deci pare să fie un film plin de imaginație și de chestii foarte, foarte mișto. Bun, mergem mai departe. Mulan, Hang Kong, Chu Shi. Nu știu dacă o să fie mai bun decât seria Mulan, filmul Mulan, care a muzică a fost oribil, de la Disney, care l-au dat pe Disney Plus. Și hai să trecem la specialuri. Ei, unul, well, nu-i unul, nu sunt specialuri, momentan nu sunt anunțate. Avem Tonotsuni Egypt Kami, ăla cu mascotele egiptiene, care nu știm exact când o să iasă și cum și ce îi, dar ci că o să iasă sezonul ăsta. Bun, așa, astea sunt, altele nu sunt curios de ce anime-uri vă plac vouă, care credeți că o să fie cele mai bune. Eu o să-mi fac predicția la fel ca sezonul trecut într-un video separat unde o să vă zic care cred eu că o să fie un top 4, un top 5, un top 3 cele mai bune anime-uri de sezonul viitor. Sunt curios de părerea voastră acolo în live chat. Și ei bine, nu numai, hai să vedem ce ați mai zis aici înainte să închidem acest ăsta. Bun, mă bucur să aud asta paradigm, o să vorbim despre asta săptămâna viitoare. Am înțeles temele, nu să vă griji, așa, hai să vedem. Bun, așa. Ei bine, cam asta e episodul de azi de ora de anime. Ne vedem săptămâna viitoare când facem review la tot ce a fost sezonul ăsta. De-abia aștept să facem review pentru că am 14 pagini în scenariu, în script cu toate review-urile. Pentru că, după cum știți, ultimul episod din ora de anime e review, e scris totul ca să meargă mult mai ușor, ca să nu mă bâlbâie atât de mult. Sau ca să nu mă duc pe tot felul de tangente și, bineînțeles, printre review-uri o să mă uit și la comentariile voastre, o să reacționez, deci să fiți live aici pe twitch.tv/onero, să lăsați neapărat un follow dacă vreți să vă dați părerea live și voi pe Twitch, să discutăm pentru tot să vadă. Iar dacă v-ați uitat pe YouTube, nu uitați subscribe, like și share și ne vedem data viitoare, iar dacă ne-ați ascultat în varianta audio, lăsați acolo un rate, un whatever pe platforma pe care ne ascultați. Vă apreciez tare, tare mult. Eu am fost Raul. Acesta a fost un nou episod din ora de anime. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Iar dacă ești pe YouTube, dă-l click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special ales pentru tine, celălalt este cel mai nou podcast sau video. Like, share, subscribe, apasă pe notificații acolo la bell și ne vedem data viitoare. Mai ales dacă ai fost în chat, te apreciez tare, tare mult. Pa, pa!